de Dumnezeu și oferim serviciul flori pentru tine. Doamna Ala, știm că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere, căci cineva ne-a telefonat și a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Ne-a rugat mult să vă aducem acest buchet de flori, o tortă pentru masa de sărbătoare și un coș cu fructe. Și vrem să vă întrebăm, dacă vă spune inima, intuiția, cine pot fi autorii surprizei? Cine pot fi? Asta e Carolina și Ion de la Portugalia și micuțul Iuliancic. Numai de la dânși mă gândesc că e surpriza asta plăcută. Această surpriză este din partea celor care vă iubesc nespus de mult și vă urează tot binele din lume. Să știți că ei vă poartă mereu în suflet și în gând și chiar dacă sunt la depărtare, împărtășesc cu dumneavoastră aceste momente din această zi și întotdeauna. Și ne-au expediat un mesaj. La mulți ani, cea mai scumpă ființă din lume, primește din partea noastră cele mai frumoase felicitări cu ziua ta de naștere. Îți dorim o viață lungă, prosperă și mereu să fii cu zâmbetul pe chip și cu inima împăcată. Azi, cu plecăciune, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat cea mai dragă, cea mai înțeleaptă, cea mai dulce, cea mai harnică, cea mai frumoasă și mai scumpă mamă, soție și bunică din lume. Prin acest cadou din partea noastră, noi îți transmitem mulți ani și toată dragostea și recunoștința noastră. Te iubim și te îmbrățișăm strâns. Felicitarea vine din partea fiicei Carolina. Felicitarea vine din partea fiicei Carolina, generele Ion, nepoțelul Iulian. Mulți ani, vă spune și mama Parascovia, soțul Boris, feciorul Ionel, Nora, Lesia, nepoțelele Carolina și Albina, care vă iubesc foarte mult și vă doresc tot binele din lume. Trăiți o viață frumoasă. Le doresc și lor mult sănătate, mult fericire și le mulțumesc din suflet că mi-au oferit așa ocazie să primesc așa felicitare și le doresc tot binele din lume și lor și le mulțumim din tot sufletul că nu m-au uitat și le doresc Dumnezeu și lor sănătate, multă. Dumnezeu să vă fericească. Domnul Boris, vă întrebăm, ce urare aveți pentru soția dumneavoastră? Nu, la soții doresc numai sănătate. Sănătatea e mai scumpă decât toate. Dacă și e sănătate, o să avem toate cele. Dacă nu e sănătate... Da, Doamne, sănătate... Nu-i nică. Vă rugăm un sfat pentru copiii dumneavoastră care sunt la depărtare. Și le doresc să... fii împreună, să fie o familie unită și plină numai de bucurii. Și dacă să fie uniți, o să fie tot binele din lume, o să fie și o să aibă tot ce o să le doresc lor în suflet. Nu, la copii eu tot le doresc sănătate, că fără sănătate nu-i nimic. Și să fie pe acasă mai des. Trei ani de zile n-am fost. Și așa. Foarte mult. Vă așteptăm foarte mult să veniți acasă, dar n-avem răbdare, vă spunem să veniți. Și pentru că alături de dumneavoastră este ființa care v-a dăruit viața, mama dumneavoastră, îi oferim... Eu doresc mulți ani, mulți bani, în pungă și toată viața să le ajungă, și bucurii, și flori, și zâmbeți, și trandafiri, și flori, crizanteme, și tot ghinele din lume, și Dumnezeu să-i păzească, și Dumnezeu să-i dea putere și sănătate, și să-i întărească, și mai trăiesc și eu o leac să-i văd și să mă bucur de nepoței, și de strănepoței, și de toată lumea. Le mulțumesc pentru ceea ce au făcut și le doresc lor mult sănătate și multe flori și lor le doresc multe zâmbete. Le mulțumesc din tot sufletul. Lui Carolina, lui Ion îi mulțumesc, lui Ion, ficiorul meu, nepoțelile, Carolina și Lesia, Nora Lesia. Le doresc lor mult sănătate și să aibă și ei mult bucurie și mult stimă față unul de altul. La mulți ani și lor. Mă închin în fața ta, dragă mamă,
nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei un cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu, de uita povața ta să mă iei, măicuța mea. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.